Reapar tensiunile în între Washington și Moscova, înainte de investirea lui Joe Biden în funcția de președinte, Rusia a anunțat că a inițiat procedurile interne pentru retragerea din tratatul Open Skies, ca reacție la decizia similară a administrației Trump. Anunțul a fost făcut de ministrul rus de externe. Potrivit agenției TAS, acesta a transmis printr-un comunicat că țara sa se pregătește să iasă din tratat în contextul lipsei de progres în eforturile privind determinarea viitorului acestuia. Oficialul a criticat SUA pentru perturbarea echilibrului de interese între participanți și pentru subminarea rolului tratatului în garantarea încrederii și securității. Statele Unite au anunțat încă din luna mai a anului trecut că se retrag din Open Skies, un tratat semnat cu alte 30 de țări, printre care se află și România. Administrația prezidențială a acuzat la vremea respectivă Rusia pentru încălcarea acordului. Decizia Washingtonului de a ieși din tratatul Open Skies a stârnit reacții puternice din partea președintelui rus Vladimir Putin, care a avertizat atunci că mișcarea va deteriora securitatea pe plan mondial. Jens Stoltenberg a făcut apel Rusiei să respecte în totalitate prevederile tratatului, astfel încât SUA să nu se mai retragă însă rugămintele au fost în zadar. Tratatul Open Skies permite efectuarea curselor aeriene de supraveghere pentru promovarea încrederii la nivel internațional.